Liste liniare dublu înlănțuite. Ce-o mai fi și astea? Păi, pentru a vedea cu ce se mănâncă treaba asta, trebuie să plecăm de la origini. Așa că, șpoc, alocare dinamică a memoriei. Memoria se alocă dinamic, la execuție, în zona heap atașată programului, dar numai la cererea explicită a programatorului, prin apelarea unor funcții de bibliotecă. În limbajul C++, funcția new. Memoria este eliberată numai la cerere, prin apelarea funcției delete. Stop. Ce e aia heap? O grămadă de cuie, poate. Ne. Heap este un tip zonă de memorie care ți se pune la dispoziție atunci când creezi o aplicație prin alocare dinamică. Aceasta se accesează cu ajutorul variabilelor. Iar spre deosebire de stivă, stack pe English, cu ajutorul zonei heap, după cum am spus, se alocă dinamic stiva definind ceva static. Mai mult de atât, zona de memorie heap are legătură cu memoria RAM și cea de pe disc. Bun, dar ce se întâmplă în PC-ul meu când se folosește zona heap de memorie? Păi, sistemul de operare gestionează întreaga operațiune. În cazul sistemelor pe 32 de biți, un procesor poate lucra cu maxim 4 GB de memorie, dar jumătate e folosită de sistemul de operare. Astfel că pentru alocare dinamică mai rămân 2 GB. Dacă RAM-ul fizic e mai mic de 2 GB, atunci se folosesc și resursele dintr-un disc, net inferioare celor de pe RAM. Acum că am văzut cum stă treaba cu alocarea dinamică, să vedem ce-o fi cu listele astea dublu înlănțuite. Un lucru e sigur, sunt duble, nu simplu înlănțuite. Pentru explicarea mecanismului listelor dublu înlănțuite, vom folosi un exemplu practic din viața de zi cu zi. Playerul de muzică din telefonul tău. Să zicem că mergi cu trenul și vrei să asculti niște muzică, așa că îți faci un playlist, că na, ai preferințele tale. Adaugi prima melodie, adică în cazul nostru creezi primul nod din listă și definești linia melodică ca informație din nod. Adaugi pe a doua, pe a treia, pe a patra, pe a cincea, până te saturi. Ordinea în care le adaugi definește și ordinea în care se adaugă câte un nod nou după primul nod. Doar că pentru a asculta toate melodiile, trebuie să ai legături între ele. Poate vrei să dai back sau forward din nou preferințele tale. Așa că faci legături și fiindcă spuserem back și forward, trebuie să ai un următor și anterior în lista ta alocată dinamic. Important este ca lista să aibă un început și sfârșit. Aici intervine marcatorul null. Dar stai, dacă asculti prima melodie și apeși butonul de back. În acest caz, lista noastră dublu înlănțuită devine o listă ciclică. Bineînțeles că nu trebuie să asculti muzica în ordinea stabilită de tine, așa că apeși pe shuffle. Aici, lista ta lucrează singură, bazată pe un algoritm de parcurgere aleatorie a listei, astfel că poți asculta melodia 8-a din playlist și apoi să te trezești auzind pe Michael Jackson, aceasta fiind a doua melodie din playlist. Și iată cum ne folosim de listele liniare dublu înlănțuite în viața de zi cu zi. Dacă ți-a plăcut, nu uita să aplauzi și să pui o pilă bună la nota echipei noastre. Și iată cum ne folosim de listele. Băiete. Unde am rămas?